Anul acesta, sărbătoarea botezului Domnului se va desfășura în condiții speciale. Sfânta Liturghie se va derula în fiecare biserică, începând cu ora 7:30. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, nu va oficia de această dată slujba Ghiazmei Mari din Parcul Central. Aceasta va fi oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Părintele Protopop Vasile Viorel Dinu. După oficierea slujbei a Ghiazmei Mari, se va merge pe malul Borcei și se va arunca o cruce din flori, fără a fi organizat însă concursul de recuperare a acesteia. Călărășenii care vor fi prezenți totuși în Parcul Central sunt rugați să respecte măsurile de distanțare și să poarte mască de protecție. Domnule primar, se apropie sărbătoarea de Bobotează. Anul acesta, ținând cont de măsurile restrictive aflate în vigoare, se va desfășura acest eveniment și dacă da, în ce condiții? Bună ziua și bine ați venit! Da, se vor ține sărbătorile de Bobotează, dar trebuie să respectăm legislația în vigoare, ținând cont că încă suntem în stare de alertă și acest lucru ne obligă ca să evităm aglomerațiile, să evităm îmbulzeala și atunci, de comun acord atât cu toate autoritățile, poliție, jandarmerie, vom merge la slujbă, la biserică, de la biserică se va merge cu mașinile până în parc. În parc vom arunca simbolic crucea de flori pe care anul acesta, din păcate, nu o va mai recupera nimeni, pentru că așa au fost indicațiile și trebuie să respectăm legislația, și nici apa sfințită nu se va ridica din parc, cum aveam organizate zone care să preia toată lumea apă sfințită din parc. Recomandarea noastră este și autorităților să meargă fiecare cetățean să-și ia apă de la biserica de care este arondat sau de la oricare altă biserică unde vrea să meargă. Cine va susține anul acesta slujba a Ghiazmei Mari și la ce biserică? Anul acesta slujba va fi susținută de Părintele Protopop Dinu Viorel la Biserica Sfânta Anastasia. Tot dânsul va și oficia aruncarea crucii de flori, simbolic vorbind, de pe platou din Parcul Central. Am înțeles că anul acesta vor fi condiții restrictive, oamenii trebuie să respecte distanțarea, să poarte mască dacă vor veni totuși în parc. Deși recomandarea este ca fiecare să meargă la biserica... Cei care vor veni în parc să asiste la aruncarea crucii de flori și la slujba a Ghiazmei Mari vor fi obligați să poarte mască și să poată să țină distanțarea fizică de fiecare, respectiv 1,5-2 metri de fiecare persoană. O să fie o Bobotează mai astfel, dar asta este. Fără fasole anul acesta? Fără concurs? Fără fasole, fără concursuri, fără alte obiceiuri pe care le aveam. În portofolul meu pentru anul acesta, dacă se ridicau restricțiile, era să încercăm să vorbim cu autoritățile să facem și concursuri de cai, de Bobotează, dar, din păcate, astea sunt condițiile și trebuie să le respectăm. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru călărășenii care ar fi vrut totuși să participe la acest eveniment? Din păcate, recomandarea mea este ca fiecare cetățean din Călăraș să meargă la biserica care este arondat, să ia Ghiazma Mare de acolo, să evităm aglomerația în Parcul Mare când se face slujirea apelor. Deci este bine să respectăm distanța fizică, este bine să purtăm masca, este bine să respectăm legislația în vigoare în aceste momente.